Cod portocaliu de caniculă Recomandări ISEU pentru a face față temperaturilor ridicate Mare atenție la aceste simptome! Inspectoratul pentru situații de urgență București Ilfov a emis o serie de recomandări ca urmare a alertei de caniculă dată de Administrația Națională de Meteorologie, ANM, valabilă pentru partea de sud a țării. ANM a anunțat că, până marți dimineață, vremea va fi caniculară cu intensificări ale disconfortului termic și temperaturi maxime ce vor atinge 35-37 de grade Celsius. Pentru a face fața acestor temperaturi ridicate și pentru a vă proteja sănătatea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București Ilfov recomandă următoarele măsuri. Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul în spații dotate cu aer condiționat, magazine, spații publice. Evitați aglomerațiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.00-18.00. Purtați haine legere, subțiri, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare. Beți 1, 5, 2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apa, sucuri naturale din fructe, ceaiuri călduțe. Soc, mușețel, urzici. Mâncați fructe și legume, pepene, prune, roșii sau iaurt, echivalentul unui pahar cu apă. Mâncați echilibrat și variat insistând pe produsele cu valoare calorică mică. Evitați băuturile ce conțin cofeină, cafea, ceai, cola sau zahăr, băuturile carbogazoase, în cantitate mare. Evitați alimentele cu un conținut sporit de grăsimi în special de de origine animală. Nu consumați alcool, inclusiv bere, vă deshidratează și vă transformă într-o potențială victimă a caniculei. Mențineți legătura cu persoanele în vârstă, rude, vecini, persoane cu dezabilități, interesându-vă de starea de sănătate a acestora și oferiți-le asistență ori de câte ori au nevoie. Nu lăsați copii, animalele de companie singuri, singure în autoturisme. Cereți sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferință, manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră. Creați un ambient care să nu supra-solicite capacitatea de adaptare a organismului. Persoanele care suferă de anumite afecțiuni își vor continua tratamentul conform indicațiilor medicului. Este foarte util ca pe perioada caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile existente. Pentru ameliorarea condițiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea și ritmul activităților fizice. Se va alterna efortul dinamic cu cel static și se vor alterna perioadele de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător. Cum ne afectează căldura? Pe măsură ce corpul se încălzește, vasele de sânge se dilată acest lucru duce la scăderea tensiunii arteriale și face ca inima să lucreze mai mult pentru a împinge sângele în tot corpul. Acest lucru poate provoca simptome ușoare, cum ar fi o erupție cutanată, mâncărime sau picioare umflate. În același timp, transpirația duce la pierderea de lichide și sare, și, în mod crucial, echilibrul dintre ele în organism se schimbă. Acest lucru, combinat cu scăderea tensiunii arteriale, Poate duce la simptome mai grave. Acestea includ amețială, greață, leșin, crampe musculare, dureri, transpirație abundentă, oboseală, piele rece, palidă și umedă. Dacă tensiunea arterială scade prea mult, riscul de atacuri de cord crește.